Bună, dragi săgetători, aceasta este talarea pentru voi, pentru luna martie. Să vedem care este energia voastră în această lună. Avem, așa, Marele Preot, Justiția, ok, 7 de săbii, 3 de săbii, 4 de săbii, 2 de cupe și 5 de săbii. Ok. Văd că probabil ai avut de-a face sau poate ai de-a face cu o persoană care te-a trădat, care te trădează, care te minte, care ți ascunde lucruri. Este aici un conflict într-adevăr cu o persoană anume. 7 de săbii vrea să scape cu orice preț sau să nu fie prinsă cu ceva. În această lună s-ar putea să afli un adevăr despre o persoană, poate despre persoana iubită, cu justiția, karma, ceva se întrevede, iese la suprafață ceva karmic, justiția va fi servită. Marele Preot, aici este vorba despre ceva spiritual, despre ceva conservator, poate ceva care are de face și cu familia, poate ai de face cu un taur, cu o balanță, cu cineva din zodia Gemeni, dar și vărsător. Mult aer aici. Văd, în schimb, că ești, da, în această lună, foarte multe gânduri. Te gândești foarte mult, poate, la o persoană anume, la această persoană, poate la o persoană care te-a trădat, poate un fost, o fostă, o persoană care a avut multe discuții, dispute, conflicte, poate încă te mai gândești la această persoană, poate încă te mai atrage sau te mai duci la această persoană, încă mai comunici cu această persoană. Avem aici sinceritate, adevăr, transparență, sinceritate, da, onestitate, comunicare. Încearcă să fii sincer cu tine. Avem aici emoții și cu emoțiile tale, să fii sincer cu emoțiile tale, cu sentimentele tale, echilibru, multe stări, așa, expresii, emoții. Probabil o să ai foarte multe stări în această lună. Poate o să te simți mai neliniștit, așa. Și aici avem bani. Finanțe, putere, generozitate, abundență. Această carte aici, mă gândesc că ești. Da, te preocupă partea financiară în această lună, clar, dar ești. Simt că nu ai destul de mult echilibru emoțional sau ar trebui să acorzi mai multă atenție acestui lucru, mai ales persoanelor din jurul tău. Încearcă să iei o pauză dacă simți să găsești, nu știu, adevărul cu această carte aici. Într-adevăr, adevăr, onestitate, sinceritate, a comunica e cheia la tine într-un fel sau altul. Cunoști un adevăr, știi adevărul, deții un adevăr, poate despre o persoană, despre cineva. Încearcă să vezi acea persoană exact așa cum este, să nu o portretizeze altfel. Să vedem și la iubire. Da, tot iubire, chiar dacă bunul, regele de băte, 8 de monede, diavolul, 10 de monede și roata norocului. Da, e o relație poate și toxică aici, poate conexiunea asta este destul de toxică, această persoană poate să fie oarecum toxică, nu zice adevărul, nu, sau nu cunoști atât de bine această persoană cu care ai de-a face, sau poate trecutul tău încearcă să reapară într-un fel sau altul, cum am zis, o fostă, un fost, ceva de genul. Regele de băte aici, este poate cineva dinamic, simt că e mai mult energia ta, poate îți dorești un nou început,
Dar nebunul nu este tocmai cel mai serios în începuturi, ca să zic așa. Deci nu neapărat ceva stabil. Nu, s-ar putea să fie chiar atât de stabil acel început. Cu 8 de monede, clar, mai de muncă la acest 10 de monede. Încă n-ai ajuns la acest 10 de monede. Trebuie să mai depui ceva efort să mai muncești. Poate este o relație, o conexiune, o persoană care te seacă foarte mult de puteri, dar e ceva care se va schimba, asta e clar. Ceva neprevăzut, poate nu vezi acest lucru venind. La capitolul iubire. Are de-a face și cu familie aici. Simt așa că sunt multe schimbări care necesită făcute. Trebuie să schimb ceva la capitolul iubire. Ceva nu mai merge și tu încerci să coși și totuși ceva se rupe. Tot se rupe. Un început aici cu nebunul, dar totodată simt că nu e prea multă siguranță, da. Nu e foarte multă siguranță. Trebuie să cunoști mai bine cu marele preot, să înveți mai multe chestii, să fii mai matur, să conștientizezi anumite lucruri. Tenii de săbii este aici o suferință. Deci treci printr-un amalgam așa de emoții în această lună. Clar, emoții și stări. Încearcă să găsești un echilibru. La capitolul carieră avem aici luna și 3 de bâte. Cu luna din nou ideea asta de nesiguranță. Poate că și la partea asta profesională nu ești atât de sigur. 3 de bâte. Aștepți anumite lucruri să vină către tine și ori să vină niște oportunități în această lună, 3 de bâte. Ai depus ceva efort, ceva muncă și acum aștept să se apropie ceva către tine, dar dacă nu este ceva stabil sau dacă n-ai depus ceva stabil, o muncă stabilă sau serioasă, nu te aștepta ca rezultatele, oportunitățile să fie pe măsură, pentru că nu vor fi. Vor fi tot așa incerte. Să vedem și alte mesaje. Ok, avem aici steaua. Turnul. Cavalerul de bâte. 5 de cupe și puterea. Ok, simt așa că toate la timpul lor, cu 5 de cupe, tânjești după ceva, poate singurătatea te face să te întorci la trecut, la un trecut dureros. N-ar trebui să faci acest lucru, ar trebui să accepti ceea ce este, ceea ce a fost și să-ți îndrepți atenția către altceva. Totuși ai aici două cupe care încă mai stau în picioare, te concentrezi prea mult pe pierderi sau, nu știu, ai tendința să faci chestia asta, încearcă să nu mai faci. Cu turnul ceva se rupe, se destramă, se strică, nu mai este cum a fost, ceva nu mai merge, cum aș zis cu roata, da, e aici un val de nesiguranță, de incertitudine, dar cred că mai mult ca sigur te așteptai la acest lucru, cum aș zis, nu poți să coși la infinit niște lucruri care se tot rup. Ai nevoie de foarte multă putere, cu steaua, vindecare, este vindecare la mijloc aici și nimic nu este imposibil, cum am și zis. Ești ghidat către ceva nou. Așa că încearcă să ai încredere și putere în această forță. În forța ta interioară, în tine. Regele de bâte. Și aici regele și cavalerul de bâte, da. Simt că este mai mult energia ta, una singuratică, așa simt că ești ca un lup singuratic în această lună. Dar a trebuit să continui să mergi, pentru că ceva te așteaptă. Ceva bun te așteaptă, așa simt, mai ales dacă comunici și ești sincer cu tine și cu ceea ce-ți dorești. Ești sincer cu tine, ești onest, spui adevărul, comunici. Ceva necesită comunicare. Poate să-i spui acestei persoane care ți-a greșit, să-i spui în față că ți-a greșit sau
Să te confrunți cu cineva. E aici, într-adevăr, cu diavolul. Poate ai de-a face cu un capricorn. Cineva din zodia vărsător sau leu. Sau pești. Sau gemeni. Este cineva care nu ți-a oferit multă siguranță, clar. Cineva care n-a fost alături de tine. De aceea n-ai de ce să îți faci griji sau să te preocupi de această persoană, pentru că nu merită. În schimb, s-ar putea să întâlnești pe cineva nou sau s-ar putea să te apropii de cineva în aceste perioade lui de cupe. Cineva la care poate nici nu te așteptai. Este aici cu doi de cupe, poate. Persoana care se asemănă foarte mult cu tine. Dar se schimbă lucrurile, clar. O să se schimbe destul de mult în această perioadă. Și în bine. Se vor schimba în bine, chiar dacă la început poate vor părea nu tocmai plăcute, pentru că schimbarea nu e întotdeauna plăcută. Și cu turnul aici, ceva se distruge pentru că nu era pe o fundație sigură, solidă. De aceea trebuie să se risipească, să se ducă și s-ar putea să scapi și de niște persoane de care n-aveai nevoie. Chiar toxice, pot să zic. Cam atâta pentru tine. Îți doresc o lună extraordinară. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!